Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Europa FM în ultimii 21 de ani. Că se apropie sărbătoarea. Vine miercuri, sărbătoarea. Miercuri, da. E sărbătoare la radioul nostru, prieten. Când zic radioul nostru, mă refer la noi și la voi cei care ne ascultați. Pentru că, practic, programele la Europa FM, cel puțin, se fac în comun. E cu cruce roșie pentru noi miercuri. Cum ar veni? Bun, deci Europa FM împlinește 21 de ani. Și dacă ne ascultați, am vrea să știm de ce o faceți și ce vă place la radioul nostru, de ce îl iubiți și de ce ne iubiți pe noi, nu doar pe Luca. 0372069599, telefoane în direct, sunați-ne și spuneți-ne, și mesaje audio, vă rog, 0728 3D1 3D2, pe WhatsApp. O să fie party, nu? Mai ales că au venit audiențele radio. Prima informație oficială e primită de la nivelurile superioare, tovarăși. Prima informație este că Europa FM este cel mai ascultat post privat de radio din orașele țării. Și vă mulțumim pentru asta. Și o să mai urmeze și alte detalii. Așadar, asta e. Suntem pe frecvența Europa FM. Numele radioului este strâns legat, evident, de numele bătrânului continent, Europa. Europa FM, de altfel, s-a născut când abia începeau negocierile de aderarea României la structurile euroatlantice și la Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că radioul nostru e cumva sinonim cu integrarea României în Europa și cu modernizarea acestei țări, cel puțin din 2000 încoace. Așadar, avem cu toții o mulțime de motive să iubim România și Europa și am vrea să le auzim și de la voi, să le înregistrăm. Sau, mă rog, ni le trimiteți voi înregistrate pe WhatsApp la 0728 3D1 3D2. De ce iubiți Europa FM? Ce vă place la Europa FM? Sunați-ne la 0372069599. Mesajele vor fi difuzate pe post începând de mâine, sub același concept. 21 suntem toți, pentru că nu e așa, 21 de ani de Europa FM. Și avem și un promo special pentru această ocazie. Ne ești alături de 21 de ani, iar noi suntem mereu lângă tine când ai nevoie de un prieten. Împreună am trecut prin bune și prin mai puțin bune. Ne-am sprijinit și ne-am dat putere. Iar în 21 de ani am reușit să facem multe. Am crescut, ne-am bucurat, ne-am revoltat, am plâns și am râs împreună. Cu Europa FM suntem toți. Și România și Europa. Suntem acel loc ce va fi mâine mai bun. Și acei oameni care îl pot face mai bun. 21 suntem toți. La mulți ani cu Europa FM. Să nu ne înțelegeți greșit, suntem mai mulți de 21 în echipa Europa FM. Nu mult mai mulți dacă stai să te gândești, dar suntem 20, cel puțin 21 și foarte bun. 0372069599. E cat am 9 din vasului. Sunați-ne și spuneți-ne de ce ne ascultați, de ce vă place de noi, dacă ne iubiți sau dacă ne urâți, lucruri de genul ăsta, știți cum e. Dacă tot e sărbătoare, întreaga săptămână o să fie sărbătoare la Europa FM, așa că să ne bucurăm, mai ales că noi suntem aici în emisie cu domnul Zafiu, care, nu-i așa, viața s-a schimbat. Emisia a început la Europa FM acum 21 de ani. Vlad așteaptă ziua radioului în fiecare an, da, ca să râde de mine. Da. Eu nu înțeleg de ce înregistrările vechi capătă, sunt sunetele astea mai rapide așa. De ce merg mai repede? Asta nu vreau să, vreau să înțeleg. Întotdeauna am vrut să înțeleg asta și Pistruiatul vorbea așa. Dacă vezi filmul acum, Pistruiatul, și Jean Constantin în BD la munte și la mare, tot așa vorbește mai repede. Și nu înțeleg de ce. Asta mă face să mă simt bine, dacă m-ai pus lângă Jean Constantin și Pistruiatul. Jean Constantin nu. L-a luat, m-am dus în zona lui Luca. Jean, da. O toți în afară de Jean Constantin. Ba da, dau și BD-urile niște momente de genul nu ăsta. Nu le-am simțit. Nu le-ai simțit tu? 0372069599. Adina e în direct cu noi. Bună dimineața. Bună dimineața, Adina. Bună dimineața. Bună. Eu vă ascult de dimineață dinainte de ora 7 până seara, cam de la 7 în fiecare zi. Nu, da, pot să lucrez fără voi. Mulțumim. Și ce-mi place la voi e că aveți o muzică super bună, da, și veche și nouă. Aveți cele mai bune știri și obiective și emisiuni cu tematice actuale. Chiar nu credeam că o să ia așa de bine locul domnul Cătălin la domnul Moise Guran. Da. Da, vă ascult cu mare interes. Și câteodată mă chiar ridic de pe scaun la câte o piesă din aia super antrenantă de-a voastră și mai și dansez. Ok, să pui și un selfie video când faci o chestie. Sunt de cei mai tanți, aveți un râs molipitor, deci de multe ori râd cu voi. Și vreau să vă spun că
Am luat și un borcan de zacuscă că vine la cea cu las promovat. Mulțumim foarte mult. Bravo, domnule. Asta nu este mare. Săruna, mulțumim. Asta înseamnă să fii influencer. Să pui o musaia zacuscă, fiți atenți. Bună dimineața, băieții. Băieții ca brazii. Măi, pentru mine sunteți Tache, Ianche și Cadâra al radioului românesc. O zi bună să aveți și bine tot așa. Constantin Gărghiță din Italia. Tache, Ianche Constantin, și Constantin. Eu pot să fiu Cadâr. Da. Bine, Daniela, bună dimineața. Bună dimineața. Bună. Vă salut, vă îmbrățișez din Galați. Bună. Sunteți cea mai plăcută companie pentru orele de la birou, cât și acasă când fac treabă. Deci vă ascult de dimineață până seara. Mulțumim foarte frumos că ne asculti. Mulțumesc că existați. Sunteți haioși, sunteți voioși, dați știri bune, muzică, noutăți, tot ce ne trebuie. Mulțumim foarte, foarte frumos. Eu spun, suntem perfect, practic. E, mai avem de lucru, cred. Ăsta e un loc, mie îmi place foarte mult radio ăsta, că aici poți să spui, indiferent cine ești, poți să spui ce gândești și singura condiție este să argumentezi. Și nu contează dacă superi pe cineva sau nu, că nimeni nu se supără. Acum, aici, ideea e să te exprimi și să argumentezi atunci când o faci. Salut, Europa FM! Vă ascultă la bun început. Ați fost alături de mine și la greu și la bine. Vă mulțumesc frumos pentru că existați. Sunteți un radio foarte, foarte bun. Meritați locul întâi în România. La mulți ani! La mulți ani, băieți! La mulți ani, Europa FM! Mulțumim! Marian din București! Mersi, Marian! Bună dimineața, băieți! Nu vă ascultă doar din orașele din România, vă ascultă și din orașele din afara României, cum ar fi Madrid. Vă iubesc, mă face să râd, mă face să plâng, mă face să simt că sunt româncă. Râd, plâng cu voi. Vecinii poate crede că sunt nebună, dar sunt nebună de Europa FM. Vă iubesc! Mulțumim foarte, foarte frumos. Mamă, ce mesaj emoționant. Ascultă de acolo, de la Muguruța. Da, adevărul, cred că noi facem și asta, cumva, prin programele pe care le emitem și prin faptul că suntem recepționați pe internet în toată lumea, nu doar în FM în România. Cred că și ținem unite comunități de români altfel foarte risipiți prin toată lumea. Cum să nu vă iubesc, dragii mei? V-ați născut de ziua mea! Vă mulțumesc pentru cadou! Carmen din Iași. Mulțumim foarte mult! La mulți ani anticipat, Carmen! Mulțumim, Carmen! Foarte drăguț! E și ziua lui Cornel Ilie în preajma zilei radioului, cu o zi înainte, de fapt, pe 25. Dana, bună dimineața! Bună dimineața, Dana! Bună! Bună dimineața! Bună! La mulți ani! Mulțumim. Mă bucur că am ocazia să vă urez la mulți ani, aveam emoții cu stresul mai târziu. Okay. Voi mi-amintiți de frumoasa vârstă adolescenței, la 17 ani, când s-a lansat radioul, stăteam într-o cameră și citeam. Și de fiecare dată când îmi amintesc de lansarea radioului vostru, mă simt echilibrată și în armonie cu cultura. Voi mi-aduceți aminte de voie bună, cultură, zâmbete, ceea ce am transmis-o și copiilor mei. Abia așteaptă să faceți un subiect pentru copii dimineața în drum spre școală pentru a vă suna. Mulțumim foarte mult, uite, să mai facem, să mai luăm în direct și puștanii. Corect. Vali, ești cu noi, bună dimineața. Bună dimineața, Vali. Bună dimineața, la mulți ani. Salut. Sincer, m-ați virusat. Okay. Am radio în cameră, în dormitor. Am radio în garaj. Am radio pe terasă și în mașină. Și inclusiv când merg pe jos, îmi pun casca și vă ascult de pe telefon. Pe bicicletă ai? Clar, tot în cască, pe telefon. Bine. Atenție, când ne asculți în cască, în trafic, ascultă doar într-o ureche, da, ca să fii atent și la trafic. Mulțumim mult, Vali! Bună dimineața! Bună! Carmen din județul Covasna. Pentru mine Europa FM este excelent, unicul, relaxant, original, programe super, admirabil, fantastic, mai mult decât radio. Europa FM. Mulțumim. 21 de ani au trecut, 21 de ani vă așteptăm să fiți în continuare cu noi. Vă iubim! Mulțumim foarte, foarte mult. Mulțumim pentru toate mesajele. Dacă ar fi să compari Europa FM cu un fel de mâncare, ce e pentru tine Europa FM? Un fel de mâncare. Mamă! Stai, păi mi-ai dat complicarul. E salata de bœuf a radiourilor?
Fără mazăre. Cea mai bună salată. La mulți ani Europa FM, mulți ani. Sărbătorim toată săptămâna. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.